Materii prime scumpe, produse finale ieftine. De asta se lovesc fermierii în contextul în care industria zootehnică este grav afectată de scumpirile la electricitate. Fermele au ajuns la limita subexistenței, iar mulți dintre producători nu cresc prețurile de teamă să nu rămână cu alimentele nevândute. Singura fermă avicolă din Mehedinți se află în satul Bistrița, acolo unde scumpirile la electricitate sunt uriașe. Anul trecut, în luna mai, să zicem, am avut un cost de 2000 de lei, să zicem, la factură, iar anul acesta, să luăm tot ca referință luna mai, am ajuns în jur de 8000-8200. Deci undeva factura a crescut de 4 ori. În zootehnie nu pot să activez, nu, este imposibil. Fără energie electrică. Abia ne scoatem în momentul de față cheltuielile. Dar vine acea perioadă, ianuarie până în iulie, când sunt luni în care mergem pe pierdere, dacă se va continua mai departe cu astfel de creșteri la energie. Nu doar prețurile la energie le dau bătăie de cap fermierilor. Nu mai vorbim de cereale, de furaje, care s-au dublat. Avem și o fermă vegetală, care știm foarte bine ce înseamnă prețurile, costurile în sectorul vegetal și am încercat, de fapt, să integrăm producția, ne sprijinim, pentru că dacă nu am fi avut și ferma vegetală, ar fi fost un dezastru până la urmă pentru noi. Prețul produsului la ieșirea din fermă e constant. Un nou pleacă din Mehedinți cu maximum 54 de bani, doar că pe rafturi ajunge chiar și la un preț dublu. Producătorii nu pot mări însă prețurile pentru că alimentele perisabile trebuie vândute pe repede înainte.